Un tânăr care și-a propus să viziteze toate țările din lume a ajuns și la Sibiu și a fost încântat de orașul nostru. De altfel, americanul administrează un site care a desemnat Sibiul drept orașul cel mai bun de vizitat în 2013. Anil Polat a publicat pe blogul său și un articol despre Sibiu în care le oferă turiștilor ponturi despre locațiile unde se poate mânca bine și ieftin, dar vorbește și despre obiectivele turistice care merită vizitate. Tânărul s-a cazat la o pensiune din zona centrală și spune că personalul a fost extrem de amabil, mai ales atunci când a întrebat cum poate ajunge la o sală de fitness, americanul fiind condus de un angajat al pensiunii la locul dorit. Anil Polat se referă în articolul său și la obiectivele emblematice ale Sibiului, cum ar fi Piața Mare, Turnul Sfatului sau Muzeul Astra, oferindu-le cititorilor informații despre cum pot ajunge aici, dar și despre tarifele de acces. Americanul, de profesie programator, s-a arătat extrem de surprins de conexiunile wireless gratuite din cafenelele Sibiului, spunând că acestea sunt printre cele mai rapide din lume. Tânărul a vizitat Sibiul în luna decembrie, când orașul era împodobit de sărbători. El spune că s-a simțit excelent, mai ales că în oraș nu existau foarte mulți turiști, spunând că aceștia preferă să viziteze Sibiul în lunile mai calde de vară.